Unul dintre cele mai importante situri arheologice din județul Galați și anume cel de la Negrilești, inclus în lista monumentelor istorice din România, a fost studiat pentru prima dată în anul 1981. Amplasat în apropierea școlii și a altor obiective din comună, situl arheologic dă mari bătăi de cap administrației locale. În primul rând, tot ce se construiește acolo se face numai cu avize și aprobări suplimentare, iar lucrările efectuate necesită cheltuieli uriașe care încarcă bugetul local. Școala, grădinița pe care am construit-o acum, biserica, conacul vechi și toate celelalte împrejmuiri care acum, mă rog, sunt cu case de locuit ale cetățenilor, școala se află pe amplasamentul unui sit arheologic de 12 hectare și pentru orice edificiu ridicat pe acel teren trebuie să avem descărcare arheologică, lucru care ne îngreunează să obținem avizele, plus de asta că noi și așa avem un buget foarte mic, dar când mai este solicitat și pentru a plăti descărcările arheologice, vă dați seama că nu prea ne cade bine, dar asta este, respectăm legea în vigoare și până la urmă întârziem cu descărcarea arheologică. Avem un morman foarte mare de pământ scos dintr-un loc unde chipurile va fi construită sala de sport pentru școală. Cheltuielile sunt mai ridicate decât ați prevăzut? Nu aș putea spune că sunt cheltuielile mai ridicate, dar vă dați seama, pentru această sală de sport avem în vigoare un contract cu direcția de județeană de Muzeul Județean Galați, pentru care asistă și supraveghează descărcarea arheologică, unde trebuie să dăm 30.000 de lei. La fel și cu grădinița nouă, trebuie să plătim o sumă pentru a face descărcarea. Deci, pentru dânsii tot ce vrem noi ca să construim, ei solicităm descărcarea, ei ne cer o sumă de bani. Și bani de la bugetul local. Bani de la bugetul local. Părerea mea, și dacă am discutat la nivel județean cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul director al Direcției de Cultură și al directorul Muzeului Județean, cred că am putea să facem așa o înțelegere prin care acești bani să vină totuși de la Consiliul Județean. Ne-ar ajuta foarte mult în a nu greva bugetul nostru pentru astfel de cheltuieli.